Salutare! Iarăși, avem aici lanțul Ruris 1,5 RS și m-am gândit să-l ascut cu pila de 5,2, să-l scot din rahat, cum se spune. Bun, hai să mă apuc de treabă. Pila de 5,2. Indicate cum e pe el 4,8, să e mult mai bine să începeți cu 5,2 și când ajungeți pe la jumatea dintelui dați 4,8. 5,2 și un pic apăsat ca să îndreptăm bavurile astea după aici. Nu o să încapă ea așa, vedeți? Sau băgați pe aici așa. Și după ce eu când o trag înapoi, nu o țin pe tăiți. E mult până intru, gata, am intrat la dinte și l-am făcut. Îi dau și așa și un pic, uite așa, ca să-i fac evacuarea la rumeguș ca lumea. După aia am mai dat de două ori pe el și l-am făcut. Trec la următorul. Stai că pun așa un pic pila aici, să văd dacă stă, să văd eu în ce unghi se vede de la. Hai, stai! E, hai! Să văd cum se vede la... Dar de ce să stai? Ia, să văd cum se vede. Ia. Să vedem. Dacă dau un zoom, mai dau un zoom. Ia, fără zoom. Haide, băi. Ei, astea te scot din minți câteodată chestiile astea tehnice. Vreau să vă fac, nu știu, un unghi cât mai bun. Ia să vedem. Așa cum am făcut. Și la ăsta. Îmi fac și la ăsta. Bă, taci! Taci în gură! Că nu mă înțeleg cu oameni aici. Tot așa intru. Un pic. Îmi fac loc. Îmi fac loc și aici. Întâi, vedeți? Pot să-mi fac întâi loc. După aia... Mă uit la el. L-am făcut și pe ăsta. Trec mai departe. Bun, i-am făcut și loc. Am făcut și dintele. E bun, hai să vă mai încerc încă la un dinte, că nu știu dacă îmi focalizase... Ăsta, când am venit eu la el, era ieșit din focus. Deci, îmi fac loc și intru. Gata, i-am făcut vârful. Acum mi se pare că a focalizat. Bun, gata, l-am ascuțit. Așa arată. Acum ce să zic? Haide, mă. Nu vrei? Sper să fie mai rapid ca din fabrică. Dar vorba aia, asta e, ne asumăm eșecurile, adică eu mi le asum. Că am învățat și o să ascult de pe YouTube, de la alți băieți care ascult mai bine decât mine.
că nu știu cel mai cel. Ia să vi-l arăt și din partea asta alaltă. Cam ăsta e. Acum îl vom testa, să vedem. La dinte, să știți că la calitatea materialului e ok, adică poți să-l ascuți, nu e unul mai călit, unul mai decălit și tot așa. Calea alea chinezești, bine că și ăsta e tot chinezesc. Calea acelea cu care vin drujbele chinezești. De un dinte l-asculți, ascuți și altul, ba. Hai să-l vedem cum taie. Asta e tăietura, lemnul ăsta de frasin, e un subtip de frasin, nu e ca ăla. Bine, dacă e altceva, spuneți-mi voi, că eu nu sunt expert în lemne, în esențe. Eu mă cunosc doar cu fagul, cu salcâmul și cam atât. Cam așa arată dinții după câteva tăieturi cu ascuțirea mea. Eu zic că și-a menținut-o mai bine pe tipul ăsta de ascuțire decât cea din fabrică. Hai. Focalizează. Așa.
Asta e rumegușul. Na, zic eu că e destul de bine. Bun, cam asta e treaba. V-am salutat și toate cele bune.